buni amici iubiți. Sub apă te așteaptă aventuri în lumea cu Shellies și un magic vulcan cu perle speciale. Bloopies, Bloopies. Shellies la piață. Asta e super comoara istorică din lumea cu Shellies. Cele mai valoroase lucruri din lumea cu Shellies sunt păstrate aici. Și de la începutul lumii cu Shellies, fiecare dintre ele își prezintă cele trei obiecte ale sale în fiecare an. Iar regina alege întotdeauna ceva special care să ne amintească de unde venim și cine suntem. Din toate obiectele, doar unul. Sper că anul acesta să aleagă unul de-al meu. E o mare onoare. Mă scuzați, scuze. Dar trebuie să ai trei obiecte, nu? Nu! Vrea cineva să fie desenat? Ce idee bună! Da, grozavă! Mulțumesc! Ador acești ochelari! Dacă nu-i alege Coralia, îi poți lua tu! Mulțumesc! Ador acest diamant! Regina îl va alege cu siguranță! Să sperăm! Regina nu a ales niciodată unul dintre obiectele mele! Mit! Tocmai i-au spus lui Lisi același lucru. Serios? Da! Și ele i-au spus că regina probabil are un motiv pentru care nu alege niciodată nimic de la tine. Luna a spus că după ce a mâncat din prăjiturile tale, a vomitat o săptămână ceva albastru. Daphne a spus că desenele tale arată de parcă un bebeluș l-a pictat cu scudecul lui. Max crede că păpușile tale sunt mai urâte decât un troll de mare cu gripă. Dați drumul ochelarilor acum! Hei! Să-mi dai înapoi vaza! Știu că tu ai luat-o! N-am fost eu! Se pare că nu mai sunt atât de prietenoși! Mă voi bucura foarte mult de asta! Se întâmplă ceva cu vulcanul? Dar ce se întâmplă? E frig! Ce ciudat! Și rece! Ce-au pățit algele? De ce este totul așa de întunecat? Ceva ne tulbură lumea! Mai bine ne adăpostim în interiorul vulcanului! Nu merg cu Emily! Nu merg cu Dolly! Nu merg cu Luna! Da, nici eu nu merg cu tine! Cu toții! La vulcan, acum! Mă simt atât de puternic! În sfârșit am o perlă puternică! Oh, nu! Perla aceea nu e bună! Poate fi foarte periculoasă în mâini greșite! Iar tu vei fi prima! Nu vei putea să ne învingi pe toate? Serios? Dar sunt foarte puternic! Va trebui să treci de noi. Și o voi face. Vă voi învinge. Ce s-a întâmplat? Ce-ai făcut cu perla mea? Puterea mea. Trebuie să ajutăm pe Coralia. Mă ocup eu. S-a terminat, Zarpas. Nu se termină aici. Mă întorc eu. Grozat! Am câștigat! Suntem cei mai buni! Sunt fericită! Cred că prăjiturile mele îți fac rău. Prăjiturile tale? Nu mi-au fost niciodată rău de la prăjiturile tale. Zarpas mi-a spus? Oh, Zarpas! A zis că nu-ți plac desenele mele. Dar le iubesc! Am unul cu noi în camera mea. Deci crezi că păpușile mele sunt urâte? Deloc! Cred că sunt adorabile. Coralia, trebuie să alegi un obiect pentru comoară. Anul acesta a fost cu adevărat greu de ales. Sunt prea multe obiecte deosebite. Cred că acesta e cel mai important lucru din lumea noastră. Ca toți să trăim împreună în armonie. Nu uitați această zi istorică. Este o onoare, Coralia. E o perlă foarte specială. Specială? Ce face? E cel mai valoros obiect din lumea cu Shellies. Bloopies, sunt cei mai buni amici. Bloopies, sub apă te așteaptă aventuri în lumea cu Shellies și un magic vulcan cu perle speciale. Bloopies, Bloopies. Perla albă. Este superbă! Aceasta e o perlă foarte specială. De ce? Ce face? De ce e atât de strălucitoare? N-am mai văzut-o până acum. De unde a apărut? A venit din puterea, curajul și prietenia noastră. Este la fel de unică și specială ca noi. Uite! Wow! Asta-i grozav! Este o super putere! Incredibil! Deci, noi am creat-o? Puterea ei de unde a venit? Da, de unde a venit? Există mai multe? Nu arată ca restul. Bine, bine, nu fiți nerăbdători. Vă voi spune o poveste în timp ce ne readucem lumea la viață. Wow. Ah, am mai văzut această perlă doar o singură dată. Și asta a fost cu mult timp în urmă. Pe atunci, lumea cu Shellies nu era cea de acum. Veniți, drăguțelor, nu o să vă fac rău. Ho, 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 ho. Ha, 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 ha. Oh? Zarpon îngrozise pe toată lumea. Oh, nu, se duce la vulcan! Era stăpânul vulcanului și al întregului ocean cunoscut de... Stai o clipă! Zarpon seamănă foarte mult cu Zarpas! Da, Zarpon era tatălui Zarpas. Ce? Nu pot să cred! Era la fel de rău ca Zarpas? Așa este, și el a fost rău și cu propriul său fiu. Nu l-a lăsat să se joace cu nimeni și era mândru de Zarpas doar când era rău cu ceilalți locuitori ai lumii cu Shellies. Of, bietul Zarpas! Tatăl lui era foarte rău, foarte rău. Vreau să-l îmbrățișez ca pe păpușa mea. Te rog, haide, pot să o fac eu? Sigur! Grija pentru lumea marină este responsabilitatea tuturor. Apoi eu! Și eu! Și eu! Gâdilă! Nu mai întrerupeți pe Coralia și lăsați-o să continue povestea, te rog. Într-o zi, obosite de chin, toate Shellies s-au aliat. Zarpon este un răutăcios. Nu mai putem permite asta! Trebuie să facem ceva! Trebuie să ne unim împotriva cruzimii lui. Sunteți cu mine? Asta e! Da! Destul cu Zarpon! Un moment! Aceea ești tu! Adică chiar tu? Wow! E incredibil! Fii atentă cu acea perlă! Și ce-a urmat? Te rog, continuă! Și, într-o zi, când Zarpon se întorcea la vulcan, urmat de fiul său... Creaturilor! S-a terminat, Zarpon! Împărăția ta de teroare se încheie astăzi! A, serios? De ce? Cine o să mă oprească? Tu? Nu! Noi! Asta e tot ce puteți face afară din teritoriul meu! Acum, împreună! Aceasta este forța lumii cu Shellies! Nu ne vei mai face rău niciodată! Niciodată! Și acesta a fost sfârșitul lui Zarpon și prima dată când am văzut perla albă. Mă întorc eu! Tată, nu! Nu mă părăsi! Și începutul unei noi ere pentru vulcan și pentru fiecare Shellie. Wow! Vulcanul te-a ales pe tine! Să fii regină! Iar perla a apărut din nou astăzi, pentru că ne înfruntăm fricile noastre împreună pentru a trăi într-o lume mai bună. Ce poveste minunată! Și povestea nașterii unei regine. Toate lucrurile frumoase și bune din lumea cu Shellies aproape dispăruseră din cauza certurilor noastre. Așa e, Sierra! Frumusețea și prietenia sunt foarte fragile și trebuie îngrijite. Îmi place să am grijă de lumea noastră. Oh, nu! Zarpas! Nu! Perla! Sunt de pierduți! Zarpas, dă-ne înapoi perla! Vreau doar să te ajut să faci lumea cu Shellies din nou frumoasă. Ha? Nu vreau să fiu singur. Vreau să fiu ca tine și să am pe cineva care să aibă grijă de mine. Putem fi prieteni? Oh, wow! E uimitor! Sigur, Zarpas, niciodată nu poți avea destui prieteni atâta timp cât ești bun, da? Frumos, Zarpas! Este grozav. Putem fi în sfârșit prieteni. Oh, scuze. Bloopies, 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 sunt cei mai buni amici iubiți. Sub apă te așteaptă aventuri în lumea cu Shellies și un magic vulcan cu perle speciale. Bloopies, bloopies. Ziua reginei. Da, o veți cunoaște pe Coralia. Eu voi dansa. Uite invitația pe care Emily ne-a dat-o pentru ziua cea mare! Ia, Coralia! Ce Coralia? Coralia cea mare! Este o onoare! Poate e o persoană importantă! Și foarte puternică! Poate e un monstru sau... Hei! E o petrecere! Să mergem chiar acum! Mai încet puțin! Trebuie să fim buni și să urmăm protocolul! Ce? Sună foarte plicticos! Nu, Mimi! Protocol înseamnă că trebuie să o tratezi cu respect și să urmezi regulile eleganței. Pentru că cineva e foarte important. Nu, ce prostie! Trebuie să-i spunem alteță și să o salutăm cu o plecăciune. Sigur, și să-i pupăm mâna. Nu, mersi! Ei, putem face o tartă! Ce idee bună! Îi vei scrie o poezie. E o Shelly, sigur e foarte prietenoasă. E o chestiune serioasă, Mimi. Trebuie să arătăm respect, Coralia, și să fim prudenți. Ce plictiseală! Bun venit! Ea e regina noastră, Coralia! Wow! E o regină! Bună, sweetie! Am auzit multe despre tine. Despre mine? I-am povestit totul! Da, totul! Chiar dacă este ziua reginei, petrecerea este în onoarea voastră. Ați făcut atâta pentru regatul nostru și vreau să vă mulțumesc. Emily a pregătit un mic dans. Se numește Lacul cu Shellies. În lumea noastră avem lacul lepedelor. E mai bun. Nu lua în seamă pe sora mea, altețe. Am adus un cadou și Sierra a scris o poezie pentru tine. O poezie? Fantastic! Rimele îmi gâdilă mintea. Coralia, regina a mărilor, prințesa portului frumos, trăiești lângă vulcan, care sperăm să nu explodeze. Hei! Ce poezie frumoasă! Fabuloasă! Să dansăm cu toții dansul Lacul Reginei! De obicei, e o fată obișnuită și drăguță. Nu e la apele ei. Coralia e foarte atașată de vulcan. Dacă ceva ciudat îi se întâmplă, e pentru că ceva ciudat se întâmplă cu vulcanul. Vulcanul are puteri magice. Dacă arunci obiecte, îți oferă perle cu lucruri în interior. Dar dacă nu o face, ceva nu e în regulă. Oh, nu! Un dinozaur? I-am dat o rățușcă! Vulcanul nu se simte bine, de aceea regina e foarte ciudată. Ne spune că ceva nu e în regulă. Vine o furtună încoace? Cred că furtuna se numește Zarpas. Mulțumesc că nu m-ați invitat. Asta e pentru că ești regina. Vai, totul mă mănâncă. Și dacă îi dăm una din poțiunile mele? Și acum, darul meu, mașina de gunoi. Vai, miroase urât! Asta meriți, regina enervantă! Ai, vai! Oh, ce nebunie! Chiar și pentru mine! Ți s-a terminat norocul, Zarpas? Nu mai chinui vulcanul! Sau regina! Ține asta, rege al gunoiului! Nu-i frumos să înapoiezi darurile! E înăuntru! Regina este în pericol! Îmi voi folosi puterile să-i anunț! Alteță, ești bine? Ce amețeală! Atenție! Zarpas înăuntru! Crab rău! Jet de micșorare! Toată puterea! Lumini de petrecere! Nici o înfrângere amară n-a avut un gust așa dulce. Și ca mulțumire, aș vrea să vă ofer un cadou special. Urmați-mă! Poftim! E o perlă adevărată! E o onoare, majestate! Spuneți-mi, Coralia, suntem prieteni! Vedeți? E o regină grozavă! E timpul să ieșiți din cadă! Ne întoarcem în curând! La revedere! Bloopies, Bloopies, sunt cei mai buni amici iubiți. Sub apă te așteaptă aventuri în lumea cu Shellies și un magic vulcan cu perle speciale. Bloopies, Bloopies. Salvarea va fi o cursă de ștafetă în pereche și cine va câștiga va primi un premiu de la regina Coralia. Vreți să încercați? N-aș rata ocazia pentru nimic! Fac pereche cu Lovely. Și eu fac echipă cu sora mea. Eu aleg pe... Îl aleg pe Fastie. Nu pe mine? Dar suntem prieteni. Dar Fastie e mai rapid. Nu te îngrijora, Luna. Tu poți fi antrenare. Antrenorii sunt creierul echipei. Așa este. Doamnelor și domnilor, cursa mondială cu Shellies începe în curând. Bine, prieteni, sunteți gata? Există doar o regulă la această cursă. Nu există reguli! Păi, dacă nu sunt reguli, participăm și noi! Toată lumea e aliniată. Vrei să dai tu startul? Stai, să-mi verific machiajul. Vă sabotez eu cursa și vă voi lua toate perlele. Pe locuri, fiți gata, mișcați din codițe, sirenelor. Maxim frunte. Ce notător! E ca un avion! Pe unde sunt, Shellies? Ești mai înceată decât bunica mea. Păi, bunica mea e super rapidă. Nu fi atât de încrezător, Max. Mai e mult din cursă. Cine e încet acum? Acum tu! Rândul meu! Da! Shellies astea, nu-mi strică mie planul. Știu cine-mi va cădea în capcană. Oh, ce frumos! Voi face un colier din toate astea. Max aviatorul e din nou în frunte. E timpul pentru cursă! Fastie a intrat în cursă, e cea mai rapidă testoasă din cele 7 mări. Dar Bloopies sunt mai rapizi. Ce faci, Fastie? Înaintează! Hai, Fastie, nu te da bătut! Arată-le ce poți să faci! Luna e o antrenoare grozavă și foarte rapidă. Priviți! Sierra și Mimi sunt la egalitate. Labirintul va desemna câștigătorul. Hei, ceva nu e bine aici. Dar Mimi își folosește bulele cu GPS și trece de Sierra. Un labirint e plictisitor cu GPS. Nu-i așa, Sally? Wow! Wow! Arată delicios! Sunt toate ale tale, dulceață. Uită de perlă. Se pare că antrenoarea a descoperit ceva. E Zarpas! Asta nu e de bine? E o capcană a lui Zarpas. Vrea perla ta. Fugi! Vino! Din fericire, Luna i-a avertizat pe Bloopies. Dacă nu era ea, cursa asta ar fi fost un dezastru. E timpul pentru tura a doua. Fastie e ultimul, le va fi greu să recupereze. E rândul tău, Max? Mai poți câștiga încă? Nu, Luna, nu mai not. Ce? Vreau să mă înlocuiești. Ai fost o concurentă incredibilă și meriți să participi. Haide, Luna, arată-le ce poți. Wow, oare ce e aceea? O torpilă de submarin? N-am mai văzut ceva așa rapid. Oh-oh, Luna are o mică problemă. Cum va ieși din asta? De ce nu merge? Hei, ai grijă! De ce nu merge? Nu merge nimic. Au! Priviți! Au ajuns! Da! Petrecere! Luna e campioana! Ce mai cursă! Ce emoționant! Plâng de fiecare dată când trec de linia de sosire! Luna, nu doar că ai fost cea mai rapidă, dar ai fost și cea mai bună concurentă și antrenoare! Meriți 2 premii! Unde să o pun? Nu mai îmi trebuie un cap! Luna, repede! Să răcește cina! Nu-ți face griji, mama! Sunt cea mai rapidă din lumea cu Shellies! Nu a mers! Dar de ce? Aaaa! Blue, Bloopies, blue, blue, Bloopies, Bloopies, sunt cei mai buni amici, iubiți! Apă te așteaptă aventuri în lumea cu Shellies și un magic vulcan cu perle speciale. Bloopies, blue, Bloopies. Mesajul din sticlă. Astăzi voi cuceri în sfârșit lumea cu Shellies folosind puterile Bloopies. Planul acesta nu va ieșua. Strălucește, mică stea, că tu ești minunat. Îmi place pe fundul căzii, cu apa lui cristalină și rățușca de cauciuc și lucrurile acelea strălucitor pe care nu le recunosc. Ce chestia aia strălucitoare? A venit din lumea cu Shellies, sigur e un diamant, e al meu. Nu, eu l-am văzut prima. A, e o sticlă. Cine a aruncat-o? Dacă murdărim apa într-una, în curând nu va mai fi. Are ceva înăuntru. Să vedem, să vedem. Cineva a desenat ceva. Frumos, ce a desenat? Pare să fie o sirenă. Uite, și are 2 codițe. Wow, dar cine a desenat-o? Cred că pe mine m-a desenat. 1 codiță, 2 codițe. Este evident, nu? Ce? Și eu am o codiță și... În fine... Trebuie să găsim pe cine a făcut un desen atât de frumos și să-l întrebăm cine e. Dacă sticla a venit prin scurgere, înseamnă că artistul este din lumea cu Shellies. Sper că eu sunt. Întotdeauna am vrut să fiu desenat. Vom afla într-un singur fel. Vom întreba. Oh! Este un desen cu tine? Wow! Nu știu, dar Luna, Max și Lovely cred că ei sunt. Sally, asta nu este una din glumele tale. Toată lumea crede că este vina mea de câte ori se întâmplă ceva pe aici. De ce atrag tot timpul atâta atenție? Din cauza diamantului meu. E frumos! Da, dar nu am făcut desenul, îmi pare rău. Dolly, tu inventezi mereu povești. A fost cumva ideea ta? E adevărat, îmi place să-mi imaginez povești. Dar eu îmi desenez doar păpușa. Nu-i așa, dovlecel? Elsie, îți place să desenezi, așa faci tu o inimă. Îmi pare rău, dar artiștii adevărați își semnează desenele. Așa! Acum chiar nu mai știu. Desenul este parfumat cu pulbere de coral, deci autorul ar putea trăi în pădurea de corali. Există milioane de corali în pădurea de corali. Ei, nu chiar atât de mult. Dacă artistul desenează și altceva acolo și vrea să-mi ofere desenul, în timp ce noi pierdem timpul aici. Vreau mai multe desene, haide! Toți, vreau alt desen, pentru mine. Hei, și cu mine cum rămâne? Da, nu ratez asta. Bună! E cineva acolo? Oh! Poate am ajuns prea târziu. E vina noastră, am vorbit atâta, iar acum artistul a dispărut. Aici, uite un alt desen. Hei, și uite încă unul. Sunt ale mele. Nu, Lovely, desenele sunt pentru mine. Iar acesta este chiar mai parfumat decât celelalte. Uite, mai multe desene. Vreau și eu unul. Nu, acesta e al meu. Sticla aia e a mea. Nu, este a mea. A mea? Uite! Scuză-mă, tu ai desenat toate aceste desene? Ați căzut în capcana mea! Dați-mi puterile voastre! Oh, este Zarpas! Ne-a păcălit! Fugiți! Nu fugiți! Oh, nu! Au crezut că desenele sunt pentru ei, dar a fost din nou Zarpas! Trebuie să-i ajutăm să scape! Să mergem! Stați! Nu plecați! Nu există ieșire! Repede, vine! Nu veți scăpa de data asta! Și acum, faza a doua a planului meu. Zarpas, nu vei lua niciodată puterile lor. Oh, atenție! Fugiți, Bloopies, fugiți! Sau piatra va bloca ieșirea. Pe aici, repede! Ah! Ce bine că sunt în siguranță acum, deși mi-ar fi plăcut să luăm un desen. Zarpas aproape că ne prinsese. Am fost foarte aproape să cădem în capcana lui. Din fericire, Shellies au fost acolo să ne ajute. Am o idee! Să desenăm ceva frumos pentru ele. Și le vom trimite desenele într-o sticlă. Da! Nu-ți face griji, amice. Într-o bună zi, lumea asta va fi a noastră.